În fiecare zi, râuri de foi verzi trec prin presele biroului de gravură și imprimare, agenția federală responsabilă cu printarea banilor de hârtie din Statele Unite ale Americii. Tehnologia folosită pentru a crea dolari din zilele noastre este cu mult diferită față de mașinăriile cu aburi folosite pentru a tăia, separa și bate primele note valutare în 1862. Cu toate acestea, au mai rămas câteva proceduri de lucru la fel de meticuloase. Ei bine, în episodul de astăzi am să vă arăt cum se fac 3 dintre cele mai importante note valutare pentru români, și anume dolarul, euro și, evident, leul. Poate dacă o să aibă succes acest clip, o să fac și cu lira și cu alte monede care zic eu că au o importanță financiară la noi în România. Așa că haideți să trecem la episodul de astăzi și începem, evident, cu dolarul și leul, lăsăm la final. Aici se tipăresc zilnic 40 de milioane de bancnote, a căror valoare ajunge undeva la 700 de milioane de dolari. Maestrii specializați în gravuri realizează designul în piese de oțel, folosite apoi în printarea hârtiei cu valoarea monetară. Sunt numai 7 asemenea specialiști în toată America, însă fiecare dintre ei este expert numai pe anumită parte a designului. Este, pe de altă parte, și o măsură de securitate a autorităților americane pentru ca niciun dintre ei să nu ajungă să pună cap la cap o bancnotă de unul singur. Este o treabă extrem de migăloasă. O singură greșeală poate distruge munca de 9 luni de zile. Spre deosebire de ziare și cărți, a căror hârtie este făcută din pastă de lemn, bancnota este un amestec de bumbac, 75% și în 25%, depinde. Durează 3 zile ca cerneala specială se usuce perfect. În fiecare an, Trezoreria Statelor Unite ale Americii primește aproximativ 30.000 de plângeri cu privire la bancnote. 30 de milioane de dolari în bancnote deteriorate sunt distruși în fiecare an. Oricât de mult ne-ar plăcea banii, sunt purtători numeroși de microbi. Bancnotele trec prin mii de mâini și doar pe o singură hârtie sunt în medie peste 100.000 de bacterii. Iar acum să trecem la euro. Pasta de hârtie obținută este trecută printr-o mașină de fabricat hârtie. Hârtia de bumbac este procesată astfel în hârtie pentru bancnote. Urmează inserarea unor elemente de siguranță, filigran, fire de siguranță. Când bancnota este expusă unor surse de lumină, porțiunile mai groase se văd mai întunecate, iar cele mai subțiri mai transparente. Hârtia din bumbac asigură textura și foșnetul specific, precum și durabilitatea bancnotelor euro. În Uniunea Europeană există 14 imprimerii pentru fabricarea bancnotelor euro. Acestea folosesc două metode de imprimat: intaglio, care asigură o textură specială bancnotelor, și offset, imprimare simultană pe ambele fețe ale bancnotelor. În momentul în care bancnotele părăsesc imprimeria, toate bancnotele au aceleași proprietăți, calitatea lor fiind identică. Din momentul în care sunt puse în circulație, acestea se deteriorează, dar în mod diferit. Bancnotele de 50 de euro au o durată de 3 ani și jumătate, în timp ce bancnotele de 5 euro au o viață medie de 14 luni. Băncile centrale din statele membre au aparate de sortat de mare viteză pentru verificarea bancnotelor depuse de băncile comerciale și societățile de transport ale valorilor. Dispozitivele verifică autenticitatea și calitatea banilor în câteva zecimi de secundă. Bancnotele nu mai corespund normelor de calitate, sunt distruse. Pe aversul bancnotelor sunt prezentate ferestre și porți ce simbolizează spiritul european de deschidere și cooperare. Cele 12 state ale Uniunii Europene reprezintă dinamismul și armonia Europei contemporane. Podurile de pe reversul bancnotelor sunt simbolul comunicării între popoarele Europei, precum și între Europa și restul lumii. Ferestrele, porțile și podurile prezentate pe bancnote sunt ilustrații stilizate și nu reprezintă imagini ale unor construcții existente. Iar acum să ajungem și la partea cea mai interesantă din episod, și anume la leu.
cum se fabrică mai exact moneda noastră românească? Ei bine, instituțiile responsabile cu fabricarea leului sunt Monetăria Statului și Primăria Băncii Naționale. Prima se ocupă cu baterea monedei, iar cea de-a doua cu emiterea bancnotelor. Cantitatea de bani produse este confidențială. Imprimeria Băncii Naționale are sediul în zona de sud a Bucureștiului, pe strada Luica, și este singura instituție de acest gen din Europa care tipărește bancnote pe suport de plastic. Bancnota din plastic este cu 30% mai scumpă, dar de 6 ori mai rezistentă decât cea din hârtie. Tot aici se fac bonuri valorice, cecuri, broșuri și așa mai departe. Hârtiile sunt fabricate cu atenție și conțin elemente de securitate pentru a preveni falsificarea. După ce sunt gata, bancnotele sunt încărcate în mașini blindate, iar apoi sunt transportate sub escortă la Banca Națională. Această instituție este cea care coordonează activitatea monetăriei și imprimăriei și, în bază la anumite cercetări, comandă ce cantități de bani să se fabrice. Procesul de fabricație al bancnotelor începe cu achiziția polimerului și a cernelurilor. Ca și în cazul monetării, bancnotele sunt fabricate cu materiale de import. Și aici, ca și la monetărie, costul de fabricație este secret. Grafica bancnotelor este realizată de specialiștii Băncii Naționale. Imprimeria primește grafica de la Banca Națională, iar apoi aplică, prin intermediul unor programe pe calculator, elementele de securitate pentru a preveni falsificarea. După ce sunt aplicate, elementele de securitate se trece la realizarea matrițelor și apoi la tipărirea banilor. Strada, fabrica de chibrituri, zona centrală a Bucureștiului, de aproape 80 de ani aici își desfășoară activitatea monetării a statului. În spatele unor porți masive, aproape de 300 de muncitori bat monedă. Procesul de fabricație începe în atelierul de gravură cu o machetă de Ipsos. Macheta este lucrată manual și reproduce la scară mare forma finală a monedei. Munca de gravură implică talent, dar și multă migală. Să dai chip pieselor de Ipsos, dar și plastilinei, nu este deloc ușor. Lucrul la o monedă poate să dureze chiar și o săptămână. Machetele din Ipsos sunt apoi transformate în machete de rășină. Acestea sunt preluate de un dispozitiv special numit pantograf. Utilajul transpune imaginea de pe macheta din rășină pe o piesă din metal. Astfel sunt realizate matrițele după care se bate moneda. Procedeul poate să dureze și până la 35 de ore. După ce sunt realizate matrițele, se trece la baterea propriu-zisă a monedelor. În acest perimetru în care banii sunt făcuți la foc automat, au acces doar angajații experimentați după ce au fost supuși la nenumărate teste psihologice. Anual, din peste 6.000 de tone de metal se fabrică mai mult de 1 miliard de rondele din oțel și alamă, care ulterior devin monede. Monedele sunt realizate cu materii prime din import. Monetăria cumpără din străinătate aliaje necesare: oțel placat cu alamă, cupru și nichel. Instituția mai produce contracost și monede ale altor țări, cum este leul moldovenesc, dar și medalii, decorațiuni și obiecte de cult pe care le vinde prin rețeaua proprie de magazine. Cam atât a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre cum se fabrică banii, indiferent că vorbim de dolar, euro și leul românesc. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube, aveți link în descriere, și de asemenea un follow pe Instagram și pe TikTok, ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.